Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Personalul medical din urgența spitalului de la Petroșani a trăit un adevărat coșmar în noaptea de sâmbătă spre duminică. Doi bărbați aflați într-o avansată stare de ebrietate au venit la urgență cu chef de scandal. Ei au agresat un brancardier, au distrus mai multe bunuri și au adus injurii la adresa întregului personal medical. La sfârșitul săptămânii trecute, trei vagoane ale unui tren încărcat cu huila aparținând minei Paroșeni au deraiat pe linia ce aparținea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Ișiului. Accidentul s-a petrecut la câteva sute de metri de mina Paroșeni, înspre Vulcan, din cauza hoților care au furat componente ale căii ferate. Cu mic, cu mare, vulcănenii s-au adunat duminică la o nouă ediție a Nedeii de la dealul Babii. Evenimentul a început cu o slujbă religioasă la biserica din sat, iar apoi oamenii au mers la căminul cultural, unde au petrecut în stil momârlănesc. Băuți bine și puși pe scandal, doi bărbați din Petroșani au agresat sâmbătă noaptea personalul spitalului de urgență. Aceștia s-au ales cu dosare penale pentru ultraj contra bunelor moravuri, distrugere, lovire și alte violențe. Cel mai agresiv dintre cei doi a fost reținut de polițiști, iar magistrații au emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Celălalt va fi cercetat în stare de libertate. Nici măcar la spital nu ne mai putem simți în siguranță. În noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii de la Petroșani au fost solicitați să intervină pentru a pune capăt unui scandal iscat în urgența spitalului de doi bărbați aflați în avansată stare de ebrietate. Fără motive întemeiate, aceștia au lovit cu picioarele ușile de la urgența Petroșani, provocând mai multe distrugeri. Cei doi suspecți au fost aduși la spital de un prieten pentru acordarea de îngrijiri medicale după ce s-au autoaccidentat la braț, fiind cu pumnul lunetele a două autoturisme din parcarea unui club din Petroșani. Supărați că personalul le-a cerut să achite consumația. Ajuns la spital, unul dintre suspecți, cel care ulterior a fost reținut de polițiști, a distrus cu piciorul două uși și a lovit un brancardier și un agent de pază. În cursul nopții de 25 pe 26 mai 2013, la ora 3:55, am fost sesizat telefonic prin serviciul de apeluri de urgență 112 de către un medic ce se afla în serviciul la Spitalul de Urgență Petroșani despre faptul că la urgența spitalului se află două persoane de sex masculin în stare de ebrietate și foarte violente, care provoacă scandal și au agresat o parte din personalul de serviciu. La fața locului au fost identificați doi bărbați din Petroșani, cu vârsta de 35 de ani și respectiv 26 de ani, care se aflau în vădită stare de ebrietate și care, fără motive întemeiate, au lovit cu picioarele în ușile de la urgența spitalului, provocând distrugerea a două dintre acestea. De asemenea, a fost lovit și un brancardier. În urma probelor administrate în cauză, în cursul zilei de ieri, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului în vârstă de 35 de ani. Medicul care era de gardă spune că se întâmplă frecvent ca oamenii care vin în urgență să fie irascibili, însă așa agresivi ca cei de sâmbătă noaptea nu a mai întâlnit niciodată. În cei 13 ani de când sunt angajată a acestui spital, un asemenea incident nu a mai pățit. A fost în orice caz un coșmar. Toată lumea a fost extrem de marcată de acest eveniment. Și am ajuns la concluzia că nu avem nicio protecție, nu suntem asigurați nici noi, nici pacienții. Un punct benefic a fost că în serviciul de urgență în acel moment era alt bolnav, pentru că nu știu care ar fi fost consecințele. Brancardierul atacat de bărbatul care ulterior a fost reținut povestește cu groază cele întâmplate. În jurul orelor 3 au apărut doi indivizi pe rampa de acces a urgenței, dintre care unul era întins pe jos cu picioarele spre intrare. Amândoi erau în stare de ebrietate, dar cel pe care l-a indicat era mai violent decât celălalt lângă el. Și individul care a fost ridicat mi-a tras un pumn, timp în care o fracțiune de ceva secunde sau minute, nu știu să vă spun, nu am mai știut de mine. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu mine. Mi-a fost frică, m-am speriat de el, colegii au venit, sau
Nu știu exact când erau veniți, ce s-a întâmplat, pentru că mi-am pierdut pe o fracțiune de timp cunoștința ce s-a întâmplat cu mine și m-am retras în urgență. El după aceea ne-a urmat. A devenit din ce în ce mai furios. A început să se dezbrace până la brâu, să urle, să se agite foarte tare și a început să lovească ușile din cabinete. Să le dărâme, fiind foarte frumos, cine l-ar fi lovit. Asistentele medicale spun că au trăit un adevărat coșmar și au ajuns să vină la muncă cu teamă. Sâmbătă noapte au venit doi pacienți violenți. Am încercat să le acordăm primul ajutor. Am intrat, colegul a rămas și a fost agresat. Nu este prima dată când se întâmplă. Sperăm să se rezolve această problemă și să nu mai trecem prin ceea ce am trecut ca sâmbătă noaptea. Și vom merge mai departe să se rezolve. Cum veniți în fiecare zi la muncă? Cu frică, cu frică, pentru că pacienții au numai drepturi și noi... Cum ați trecut peste acest eveniment? Cu greu, vă dați seama că în calitate de femeie să te trezești cu un bărbat, un pachet de mușchi care ne-a alergat pe toată lumea prin urgență în condițiile în care bătuse doi bărbați, normal, eram în inferioritate, chiar dacă eram 5 și cu doamna doctor 6. Greu am trecut, e adevărat, foarte greu. Ce e de făcut în acest caz? Va trebui să luăm atitudine, va trebui să fim uniți și acest moment să-l declarăm punctul zero. Să luăm atitudine, să mergem și să ne susținem cauza. Pentru că venim la muncă cu groază, că venim, dar nu mai plecăm. Nu este prima dată. Cu o seară înainte au venit din nou trei bărbați agresivi care ne-au agresat verbal și nu este normal și firesc. Adică noi venim aici să le acordăm primul ajutor și ei ce fac? Vin să ne agreseze pe noi? Nu este firesc. Nu este normal. Pentru incidentul din club, cei doi au fost sancționați contravențional conform legii 61/1991. Ulterior, unul dintre proprietarii mașinilor avariate a depus plângere pentru distrugere, plângere care a fost conexată la dosarul de bază. Trei vagoane ale unui tren ce transporta cărbune de la mina Paroșeni către beneficiar au deraiat vineri după ce hoții și-au făcut din nou de cap. Aceștia au furat mai mult material feros mărunt de pe calea ferată, provocând astfel accidentul feroviar. La finele săptămânii trecute, mai exact vineri, în jurul orei 15:30, trei vagoane ale unui tren încărcat cu huilă, aparținând minei Paroșeni, au deraiat la linia ce aparține Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului. Accidentul s-a petrecut la câteva sute de metri de mina Paroșeni înspre Vulcan, din cauza hoților care au furat componente ale căii ferate. Angajații Societății de Închideri Mine au lucrat mai bine de 24 de ore pentru repunerea pe linie a vagoane și refacerea acesteia. Nimic deosebit din tot ce se întâmplă în Valea Jiului de-a lungul timpului, și anume datorită furturilor de material mărunt de pe calea ferată, garnitura încărcată cu cărbune care venea de la exploatarea minieră Paroșeni pentru a intra în gară și ulterior către beneficiari, a deraiat astfel încât trei vagoane au căzut de pe linie. Dacă primul vagon a fost pus cu ușurință, cel de-al doilea a necesitat eforturi deosebite, iar la cel de-al treilea vagon, abia sâmbătă, în jurul orei 20, am reușit să-l repunem pe linie. A necesitat debitări oxiacetilenice, să completăm traversele rupte, să completăm șina deteriorată și multe, multe alte lucruri. Și asta datorită faptului că de la un binar între două șine, un cupon de cale ferată de vreo 20 și ceva de centimetri a fost sustras, drept pentru care a produs avaria despre care am vorbit mai înainte. Producția de la mina Paroșeni nu a avut de suferit și asta datorită faptului că silozurile erau goale și a fost loc unde cărbunele extras din subteran să fie depozitat. Norocul nostru a fost că silozurile erau goale, deci practic activitatea de producție s-a putut derula fără probleme. În momentul de față, atât garnitura care a fost trasă și livrată astăzi de dimineață, urmează, la această oră deja se încarcă producția de vineri. Accidente de acest fel se produc frecvent în ultima perioadă din cauza hoților care nu au teamă de lege și nu țin cont de consecințele furturilor de componente din infrastructura feroviară.
De la capace de canal și materiale feroase ce pot fi valorificate au trecut la florile plantate de curând pe domeniul public. Hoții de la Lupeni caută orice metodă de a face bani și fură tot ce se poate de pe domeniul public. Colecționar de flori de pe domeniul public. Panseluțele plantate de angajații primăriei Lupeni în centrul municipiului și pe marginea principalelor artere de circulație au început deja să dispară din bunăvoința trecătorilor care nu se mulțumesc să le admire acolo, ci vor să ia și la pachet. Ei nu sunt niște hoți, sunt de fapt niște proști, fiindcă orașul este al lor, nu este orașul meu. Deci în momentul de față eu sunt primarul, eu sunt conducătorul orașului și fac ceea ce îmi stă în putință pentru ca orașul nostru să arate cât de cât bine. Dar în oraș și cetățenii cunosc destul de bine, în parcuri se fură florile, se fură mai mult de atât, nu că se fură, se rup pur și simplu, se deteriorează, se strică. Trebuie să înțeleagă toată lumea dacă sunt copii, să sunt tineri care fac aceste gesturi, părinții au obligația să-i mai și învețe să facă și lucruri bune, fiindcă de la o floare se pornește la un bou tot timpul. Astăzi de la furtul unei flori, mâine ajunge la furtul unui bou și nu este bine deloc. Potrivit primarului Cornel Resmeriță, oamenii de rea credință din localitate au început să distrugă pe lângă florile de pe domeniul public și băncile din parcuri. Ne uităm în parcul de la CAP, unde era plin de flori, cum se vede, vizibil se vede că sunt foarte multe flori rupte, sunt pur și simplu devastate. În oraș, în partea de jos a orașului, același lucru. Nu cred că acest lucru se face contra mea, se face contra cetățenilor din oraș, este un mare păcat. Trebuie să înțelegem că orice refacere pe care o face primarul prin primărie și cu ajutorul cetățenilor, se face tot timpul cu bani. În loc să facem alte lucruri folositoare pentru cetățeni, trebuie să refacem tot ceea ce se strică. Băncile care sunt în oraș mă trezesc cu scânduri groase rupte din bănci. Conform legii pentru distrugerea spațiilor verzi, poliția locală poate aplica amenzi. Până la urmă, nu trebuie să uite cetățenii că poliția își face foarte bine treaba, cei răi care sunt și nu-și văd de treaba lor, și se vor trezi, trebuie să știe că amenziile pentru aceste lucruri, care pentru deteriorarea orașului, sunt de la 5.000 de lei, sau într-un cuvânt, în bani vechi, de la 50 de milioane de lei în sus amenzi. O să văd și eu în momentul în care o să prindem unul sau doi care devastează, pur și simplu strică ce se este prin oraș, când o să primească o amendă de 50 de milioane de lei, ce o să facă atât părinții cât și copilul respectiv sau tânărul. Reprezentanții administrației publice de la Petrila au semnat un contract de asociere cu o firmă din Italia pentru realizarea unei microhidrocentrale pe râul Taia. Potrivit primarului Ilie Păducel, aceasta nu va fi singura. Vor mai urma și altele pe Jiez. Italienii investesc în energia verde de pe raza orașului Petrila. Încă de anul trecut există semnat un contract de asociere cu un investitor din Italia. Iar potrivit primarului Ilie Păducel, acum se lucrează la construcția unei microhidrocentrale pe râul Taia, construcție ce folosește forța apei pentru a produce energie. Urmează, spune edilul, încă două microhidrocentrale pe Jiez, însă pentru început trebuie finalizată cea de pe Taia. Se lucrează la ambele baraje, atât la Valea Popii cât și spre Aușelu, în Bratcu, așa îi zice locațiilor respective, s-au adus un procent de 95% conductele care vor constitui rețeaua de aducțiune la microhidrocentrală. Se așteaptă avizul de la Direcția Silvică și ITRSV-ul pentru a putea începe efectiv săpătura și montarea conductelor în zonă, în teren. Una pe Taia de 3,5 MW și două pe Cimpa și una pe Jiez. Dar la celelalte nu se lucrează deocamdată, sunt în faza de întocmire a documentațiilor. La aceasta se lucrează efectiv.
Investiția de pe râul Taia este estimată la circa 4 milioane de euro, iar în urma implementării proiectului, administrația locală din Petrila ar urma să beneficieze de 6% din energia produsă. Microhidrocentrala de pe Taia ar urma să aibă peste 3,5 MW, iar cu cota parte din energia produsă, primăria va asigura iluminatul public și cheltuielile cu energia electrică în unitățile publice din oraș. Este foarte folositoare pentru oraș, pentru că cu acel 6% din valoarea energiei care o va produce microhidrocentrala respectivă, vom reuși să plătim sau să acoperim iluminatul public din oraș, cel puțin, și curentul de la instituțiile publice. Ca părere personală, până peste un an, 100% va fi pus în funcțiune. Disponibilizările în mineritul din Valea Jiului se vor face doar spre sfârșitul anului. Potrivit conducerii Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, proiectul trebuie să mai treacă de Camera Deputaților și, de asemenea, se așteaptă aprobarea bugetului societății. Ordonanța de urgență 36 a trecut de Senat, urmează să treacă de Camera Decizională, Camera Deputaților, să fie aprobată prin lege organică. Sperăm de această dată să facă și acea completare cu privire la adaosul în completare să se constituie vechime în grupa specială de muncă la cei care beneficiază de această grupă și atunci, practic, reglementarea care era prevăzută în ordonanța 116, similară celei de astăzi, va rezolva și această problemă. În al doilea rând, este nevoie să apară bugetul societății, să sperăm că în ședința de guvern de săptămâna viitoare va fi aprobat. Urmând să apară, deci în termen de 60 de zile de la data publicării ordonanței, normele de aplicare a acesteia, pentru ca mai apoi, în baza programului de disponibilizare, de concediere colectivă, să se emită hotărârea de guvern specifică Societății Naționale de Închideri Mine, care prevede numărul de angajați și toate cerințele acelea care sunt stipulate în ordonanță. Deci undeva, dacă lucrurile ar merge într-o ordine firească și normală, cred că undeva în jurul datei de 1 septembrie am putea vorbi de disponibilizări. Până când se dă undă verde disponibilizărilor, numărul celor care vor părăsi sistemul prin acest program de concedieri colective a început să scadă. De la 501 de persoane câte erau în plan pe listă, au mai rămas doar 498. În momentul de față, 498, dacă nu cumva între timp mai sunt care solicită pensia. Vorbeam 501. Da. Deci între timp 3 persoane s-au pensionat. Sumele pe care le vor primi disponibilizații vor fi negociate cu sindicatele. Banii vor fi plătiți într-o singură tranșă. Sumele de bani sunt alocate, banii avem, sunt aprobați prin bugetul ministerului, ei se vor regăsi în bugetul societății, fac parte din cheltuielile excepționale, așa că nu avem probleme din punctul acesta de vedere. Categoric, da. Sumele vor fi primite integral, într-o singură tranșă. Nu, aceea se va negocia cu sindicatul, așa cum de altfel se stabilește și prin hotărârea de guvern cuantumul sumelor compensatorii. Aceste concedieri colective sunt prevăzute în acord cu Fondul Monetar Internațional. Alina Temereanca, tânăra de 28 de ani din Petroșani, care a fost diagnosticată de medicii specialiști cu o boală rar întâlnită, cancer de articulație la mâna dreaptă, a fost operată la sfârșitul săptămânii trecute la Timișoara. Operația realizată în premieră în România a fost un succes, iar starea tinerei este una bună. Prin intermediul unei operații realizate în premieră națională, medicii de la Casa Austria din Timișoara, ajutați de un medic specialist din Israel, au reușit să salveze brațul tinerei din Petroșani, Alina Temereancă. Operația a presupus îndepărtarea unei tumori apărute la articulația cotului și montarea unei proteze, care a costat 10.000 de euro. Pentru a nu-și pierde brațul, Alina a cerut sprijinul tuturor oamenilor de bine din Valea Jiului. Trebuie să mulțumesc și celor care au binevoit să o ajute din punct de vedere financiar, pentru că altfel nu exista posibilitatea de a și a solicita această echipă care a venit din Israel în ideea să facem împreună această intervenție și, bineînțeles,
au putut achiziționa materialele sanitare și dispozitivele medicale necesare intervenției. A fost o intervenție care n-a avut nicio sincopă pe parcursul ei și ca drept dovadă că în final, a doua zi la prima vizită, deja articulația era mobilă și dădea semne a unei mâini care poate după o perioadă de recuperare și alte terapii care sunt necesare să ajungă la o funcționalitate acceptabilă, dacă nu bună. Alina mulțumește acum medicilor care au făcut ca operația să fie o reușită și mai ales sponsorului care s-a oferit să-i cumpere proteza strict necesară pentru a-și păstra brațul drept. Ea spune acum că se simte bine și se bucură că va putea duce o viață liniștită alături de cei doi copii ai săi. Mă simt bine, starea mea de sănătate este bună, din ce în ce mai bună. Îmi simt degetele, pot să îndrept mâna, am văzut și o radiografie cu proteza, arată mult mai bine decât îmi imaginam eu. Am avut foarte mari emoții. După operație mi s-a administrat morfină, acum deja încep să cădem cu calmantele, nu mi se mai administrează morfină, durerile nu mai sunt așa mari, e ok. Va urma un tratament de citostatice, fizioterapie, apoi cam peste 3 luni voi mai avea nevoie de o operație de refacere a mușchiului, am înțeles, reconstituirea. Încă nu mi s-a explicat exact ce va fi la următoarea operație, doar primii aceștia doi pași, chimioterapia și fizioterapia. Mă bucur că este bine, sunt pe drumul cel bun. Operația deosebit de complicată a început vineri dimineața și a durat 12 ore. Duminică la Petroșani a fost marcată Ziua Părinților de Îngeri, singurul eveniment din România de comemorare a copiilor plecați prea curând din această lume. 10 de copii și părinți adunați ieri în parcul Carol Schroeter au aprins lumânări și au înălțat la cer baloane în memoria micuților plecați prematur dintre noi. Copiii plecați prematur din această lume au fost comemorați duminică la Petroșani într-un mod aparte. Organizația EMA, Eternul Miracol Matern al Alinare, a organizat cea de-a 6-a ediție a evenimentului Ziua Părinților de Îngeri, eveniment menit să-i comemoreze pe micuții plecați prematur dintre cei dragi. Astfel, în aceeași zi și la aceeași oră, părinții de îngeri de la Petroșani, apropiații acestora și reprezentanții organizației EMA au aprins lumânări și au înaintat la cer baloane colorate. Evenimentul de azi are tema Ziua Părinților de Îngeri și este dedicat tuturor părinților care au pierdut un copilaj mult prea devreme. Noi suntem azi adunați aici datorită nepoțicii mele care se cheamă Antonia și se pare că toți avem o misiune pe acest pământ. Misiunea ei a fost să ne adune pe toți aici. Așa că noi în toată țara, de fapt, se înalță un balon pe care toți părinții care au pierdut un copilaș își scriu numele îngerașului, îl înălțăm în văzduh odată cu dragostea noastră și cu toată iubirea și cu tot dorul pe care noi îl simțim. Mult mai ușor să știm că și cei care nu trec prin această suferință sunt aproape de noi, e mult mai ușor. Oricum, acest eveniment nu se vrea a fi un eveniment trist, după cum vedeți, e foarte colorat și noi ne gândim la ei cu multă bucurie în suflet. Această acțiune a oferit părinților care au trecut prin drama pierderii unui copil suportul emoțional de care au nevoie. Foarte frumoasă și chiar avem nevoie de așa ceva, pentru că sunt părinți care nu mai au alt copil după pierderea primului și cum e ziua de 8 martie, ziua mamelor, foarte mare nevoie aveam de această zi. Da, primul băiețel mi-a decedat la 7 zile de la naștere. Acum 5 ani. Chiar azi se împlinesc 5 ani de când nu mai este. Mi-au murit doi copii și pentru ei am venit aici. Am citit pe internet despre acțiunea asta și am fost și curioasă și am vrut să văd ce se întâmplă aici. Pentru că eu sunt tot timpul cu gândul acolo și acțiunea poartă numele nepoatei mele. Și probabil de dincolo mi-au trimis-o pe fată, pe aia mică. Acțiunile de acest gen nu se vor opri aici, spun cei din organizația EMA. Organizația EMA susține mai multe evenimente de acest gen, precum Valul de Lumină,
Ziua Părinților de Îngeri, care se întâmplă acum, și urmează Marșul Tăcerii, când se mărșăluiește în tot orașul cu cărucioarele goale. Asta când va fi? În septembrie. Părinții de Îngeri au aprins duminică lumânări și au înălțat la cer baloane colorate simultan în 21 de orașe din România și în 4 din afara țării. Sărbătoare mare astăzi pentru elevii și dascălii Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani. Unitatea de învățământ a împlinit 20 de ani de la înființare, iar sărbătoarea se va întinde pe parcursul a 3 zile. 20 de ani de la înființarea Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani. Asta au sărbătorit astăzi elevii și dascălii de aici. Festivitatea de deschidere a evenimentului a avut loc la Casa de Cultură în prezența generației trecute de profesori, dar și a celor care astăzi le îndrumă pașii în viață elevilor colegiului. Da, începem zilele Colegiului Național Mihai Eminescu cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea sediului liceal al colegiului nostru. Și cu această ocazie vom organiza o serie de manifestări culturale, unde vom avea invitați pe profesorii care au înființat în 93 această școală. Din păcate lipsește doar conducătorul lor, domnul Mircea Munteanu, care nu mai este astăzi printre noi. Acest liceu, din punctul meu de vedere, a avut aproape tot timpul o linie ascendentă și mă bucur foarte mult că sunt eu cel care astăzi reprezint această instituție. Invitatul de seamă de astăzi a fost Cosmin Budeanca, expert la Departamentul de Investigații Speciale din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Atunci când domnul director Talciu Gilbert ne-a făcut invitația de a participa la acest moment aniversar, am răspuns cu mare bucurie. Sperăm ca filmele care noi le vom prezenta în aceste două zile să fie de interes pentru copii și să le stârnească în continuare interesul pentru anii comunismului și pentru istoria acelor ani. Pentru unele licee care organizează evenimente de 100 de ani, 100 și ceva de ani, sigur, 20 de ani poate părea puțin, dar pentru Colegiul Național Eminescu, din rezultatele pe care știu că le-au avut în acești 20 de ani, înseamnă foarte mult. Adică sunt licee cu o tradiție mult mai îndelungată, dar care nu au rezultate la fel de importante ca acest liceu. Și eu cred că înseamnă foarte mult și elevii și profesorii care au învățat și sunt și vor învăța la acest colegiu, ar trebui să fie mândri de tot ceea ce s-a întâmplat și se va întâmpla de acum înainte. Alături la marea sărbătoare a Colegiului Național Mihai Eminescu a fost și primarul Tiberiu Iacob Riții. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră, pe cei care lucrați la Colegiul Mihai Eminescu, pe profesorii care ați pus piatra de temelie a acestei școli, cea mai bună școală din Petroșani și am curajul să spun că și cea mai bună din județ. Iar faptul că astăzi sărbătoriți 20 de ani de la înființare, cred că pentru o instituție de învățământ nu este nici mult, nu este nici puțin, însă, așa cum spuneam la început, este mult mai important nu neapărat numărul anilor, ci calitatea a ceea ce se face la Mihai Eminescu. Manifestările dedicate zilelor Colegiului Național Mihai Eminescu se întind pe parcursul a 3 zile. Sărbătoare mare a fost astăzi și pentru elevii Colegiului Economic Hermes din Petroșani. Aceștia au organizat festivitatea de absolvire, alături fiindu-le profesorii care timp de 4 ani i-au învățat tot ce este mai bun. Sala de spectacole a Teatrului Dramatic Ide Sârbu din Petroșani a fost neîncăpătoare astăzi pentru cei care au dorit să le fie alături absolvenților de clasa a 12-a și a 13-a de la Colegiul Economic Hermes. Elevii claselor terminale au organizat într-un cadru aparte festivitatea de absolvire, ocazie cu care ei au fost și premiați pentru bunele rezultate obținute la învățătură. A venit momentul ca ei să-și ia rămas bun de la noi, și, bineînțeles, să-și urmeze calea pe care fiecare dintre ei și-a ales-o. Acum se întâmplă pe scenă, după cum vedeți, și înmânarea premiilor pentru absolvenții merituoși, pentru că, fără falsă modestie, am avut și avem elevi care învață foarte bine, care participă la numeroase activități și concursuri școlare și care obțin premii și, într-un cadru observat, solemn, festiv, înmânăm aceste premii. Primarul municipiului Petroșani a fost și el prezent la eveniment și le-a urat tinerilor absolvenți mult noroc pe viitor.
O zi importantă. Astăzi, acum suntem la o manifestare organizată de Colegiul Hermes. Sunt lucruri care rămân întipărite în memoria fiecărui absolvent. Să termin clasa 12-a e un eveniment în viața oricui și la această vârstă, așa cum le spuneam și pe scenă, ai toată lumea la picioare. Deci ești foarte entuziast, plin de energie și plin de speranțe, ai foarte multe planuri și cu siguranță cu atâta energie și cu atâta dorință întotdeauna reușești să treci peste greutățile vieții. E o perioadă care face trecerea de la, dacă vreți, de la adolescență la maturitate și cred că e important pentru ei să simtă că noi suntem aproape de ei și că îi înțelegem și că îi susținem în ceea ce vor să facă mai departe. Duminica a treia după Paște este duminica în care localnicii din dealul Babii îmbracă straie de sărbătoare. Deși ploaia părea să strice toată organizarea, după slujba religioasă oficiată la biserica din sat, norii s-au risipit, iar petrecerea a decurs fără probleme. Ieri, în municipiul Vulcan, tradiția populară a reînviat din nou pe fondul unei sărbători câmpenești cunoscute de localnici sub denumirea de Nedeia de la dealul Babii. Evenimentul a început cu o slujbă religioasă la biserica din sat, iar apoi oamenii au mers la căminul cultural unde s-a desfășurat Nedeia. Ploaia le-a cam dat emoții organizatorilor, însă în cele din urmă norii s-au risipit, iar petrecerea a decurs în condiții normale. Deschiderea evenimentului a fost făcută de primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile. Astăzi am făcut un alt fel de organizare a acestei sărbători. Am făcut un pact cu preotul care slujește aici la biserica din dealul Babii. Înainte de a începe această sărbătoare, am făcut o slujbă părintele, după care am coborât cu toți, cu copiii, cu enoriași, am coborât toți aici la Nedeie și, sigur, am făcut deschiderea bucuroși. Am adus pentru sărbătoare aici, am adus copiii din oraș și de aici, din dealul Babii, pentru a păstra portul popular, melodiile de momârlănești, tradiția, într-un cuvânt, a momârlanilor din dealul Babii. Și așa cum era și normal, organizatorii au întins și masă cu produse tradiționale. Fiecare a gustat din ele, dar nu înainte de a fi binecuvântate de preotul Mănăsuc Zgârcea. Binecuvintează bucatele acestea, mâncarea, băutura și toate celelalte lucruri care s-au adus și se vor împărți pentru adormit, pentru robii tăi care sunt de față. Dăruiește, Doamne, sănătate și bucurii tuturor care vor gusta din aceste daruri, în numele Tău cel Sfânt, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Localnicii mai în vârstă spun că tradiția nu se mai păstrează la fel ca în anii tinereților, atunci când mergeau la Nedeie îmbrăcați în costume populare și cântau din fluier. Se cânta în fluieră, erau oameni îmbrăcați în costum național, se distrau și era foarte frumos. Mai seamănă Nedeile de astăzi cu cele de acum câțiva ani? Nu. Toți acum ați îmbrăcat în toate culorile, tot așa. Atunci fiecare venea îmbrăcat în costum național, se întâlneau, deci nu era muzică, fluiera era de bază. De la dealul Babii în sus, a rămas satul pustiu. Că toți au plecat în străinătate să lucreze, să facă bani, să-și cumpere bucate. E, revenim la tradiția noastră pe când, în urmă cu 50-60 de ani, pe când și eu eram mic și acum sunt om bătrân, era mult mai frumos, părerea mea. Cum se petrecea atunci? Se distra numai pe floieră. Toată populația, cu tânăr, cu bătrân, jucam, aici era plin, toți îmbrăcați, mămârlănește, cum se spune. Da, era frumos. Fiecare venea cu sticla de țuică de acasă, se omeneau. Țăranii ne pofteau la dâns și eu sunt de la oraș, am venit cu străne poatele mele și, dar tot așa era petrecere mare întotdeauna la dealul Babii. Veneau și de peste deal și din oraș, era, dar acum cred că o stricat ploaia puțin. Să știți că înainte erau
mult mai frumoase. Acum sunt mai împuținat, nu, tineretul nu mai e. Dar totuși, oricum, țin tradiția, nu se lasă. Deci e și muzică, și port, și tot ce a fost și înainte, dar mai puțin un pic, dar totuși e bine, e foarte bine. Chiar dacă nu este un produs tradițional momârlănesc, localnicii din dealul Babii au putut gusta și dintr-un gulaș pregătit de un bucătar la ceaun. Ce pregătiți aici? Un gulaș. Un gulaș cu carne de vită. Care este modul de preparare? Se firă cartofii cu carnea, ardei iute, ardei gras, roșii, se fierb în prealabil înainte de a fi puse pe foc, se mai fac la foc. Suntem la o ND momârlănească. Este acest gulaș o mâncare tradițională momârlănească? Nu, dar am vrut să venim cu ceva inedit. Am vrut să venim cu ceva nou. Zeci de copii au cântat și încântat pe toți cei prezenți la NDE. Atmosfera a fost întreținută cu cântece momârlănești și nu numai. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută.